În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, ne apropiem de Sfântul Tău locaș, cu inimile pline de recunoștință și smerenie. Înălțăm rugăciuni de laudă și adorare înaintea Ta în momentul intrării noastre în casa Ta sfântă. Te rugăm să ne deschizi inimile și mințile pentru a prin cuvântul și harul Tău în acest loc sfânt al închinării, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitor al Lumii, Te chemăm să fii prezent în mijlocul nostru, aici în casa Ta. Fie ca Duhul Tău sfânt să umple acest loc și să ne conducă în adorare la închinare. Te rugăm să deschizi ochii inimii noastre pentru a vedea slava Ta în Sfânta Biserică și să simțim prezența Ta sfântă. Te rugăm, Doamne, să ne ierți păcatele și să ne curățești sufletește înaintea intrării noastre în acest loc sfânt. Fie ca smerenia să ne umple inimile, iar rugăciunile noastre să ajungă înaintea Ta ca adierea unui miros plăcut. Încredințăm judecății Tale păcatele noastre și ne rugăm să fim pregătiți să ne apropiem de Tine cu inimile curate. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru toți cei ce intră în biserică în căutare de liniște, iertare și alinare. Fie ca sfânta Ta casă să fie un refugiu pentru sufletele obosite și o comoară de vindecare pentru cei ce au nevoie. Îți încredințăm pe toți cei care călătoresc pe acest drum și ne rugăm ca ei să găsească pace și iubire în Sfântul Tău locaș. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi slujitorii Tăi, preoții și diaconii, care ne îndrumă în rugăciune și slujire. Fie ca slujba lor să fie plină de har și să ne aducă mai aproape de Tine. Îți încredințăm slujitorii Tăi și cerem să le acorzi puterea și înțelepciunea necesară în slujirea Ta sfântă. Doamne Iisuse, Învățător al înțelepciunii, Te rugăm să ne deschizi mințile pentru înțelegerea cuvântului Tău și să ne umpli cu lumina Duhului Tău sfânt în timpul slujbelor. Fie ca cuvintele Scripturii să devină vii în inimile noastre și să ne îndrume în viața noastră de credință. Îți încredințăm inimile noastre și ne rugăm ca să fim transformați prin tăria cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi comunitatea noastră și să ne faci un trup viu și unit în Hristos. Fie ca dragostea și iubirea să domine în mijlocul nostru, iar rugăciunile noastre să fie o chemare la unitate și frățietate. Îți încredințăm comunitatea noastră și ne rugăm ca să fim conduși de Duhul Tău în dragoste și armonie. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne aduci aminte că biserica nu este doar un loc sfânt, ci și o adunare a credincioșilor Tăi. Fie ca noi să fim pietrele vii ale acestui locaș, contribuind la trăinicea sa cu fiecare dar și talent pe care ni l-ai dăruit. Îți încredințăm darurile noastre și ne rugăm să fim folosiți în slujirea Ta. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi Sfânta Masă și să o faci o masă a comuniunii și a unității. Fie ca participarea noastră la Sfânta Împărtășanie să fie o întâlnire cu Tine și o hrănire a sufletului nostru. Îți încredințăm participarea noastră la Sfânta Împărtășanie și ne rugăm să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Tine. Doamne Iisuse, ne rugăm să binecuvântezi toate binefacerile și obiectele sfinte din această biserică. Fie ca ele să fie mijloace prin care credincioșii să se apropie de Tine și să simtă prezența Ta. Îți încredințăm toate obiectele sfinte și Te rugăm să le sfințești cu harul și binecuvântarea Ta. Te rugăm, Doamne, să fii cu noi în timpul slujbelor, ca să ne luminezi inimile și să ne conduci în rugăciune și adorare. Fie ca fiecare moment petrecut în biserică să fie o călătorie spirituală care să ne apropie de Tine. Te rugăm să ne aperi și să ne îndrumi în toate zilele vieții noastre. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, ne înclinăm înaintea Ta cu recunoștință și închinare la finalul acestei sfinte slujbe. Îți aducem laude și mulțumiri pentru prezența Ta în mijlocul nostru și pentru harurile pe care le-am primit în timpul adorării Tale în casa Ta sfântă.
Te rugăm să primești rugăciunile noastre și să binecuvântezi comunitatea ta de credincioși, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorule al lumii. Te rugăm să ne păstrezi în dragostea și învățătura ta în timp ce părăsim acest loc sfânt. Fie ca Duhul Tău Sfânt să ne însoțească și să ne călăuzească la fiecare pas al vieții noastre de acum înainte. Îți încredințăm călătoria noastră prin viața pământească și ne rugăm să fim întăriți în credință și în încredere în Tine. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi pe preoții și diaconii Tăi, slujitorii Sfintei Biserici. Fie ca ei să continue să fie conduși de Duhul Sfânt în slujirea lor și să fie unelte ale Harului Tău. Îți încredințăm slujitorii Tăi și ne rugăm să îi ocrotești și să le dai puterea de a sluji cu smerenie și dragoste. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru comunitatea noastră de credincioși. Fie ca legăturile de dragoste și prietenie să se întărească, iar unitatea noastră să devină și mai puternică. Te rugăm să binecuvântezi fiecare familie și fiecare persoană prezentă în această adunare. Îți încredințăm comunitatea noastră și ne rugăm să ne ajuți ca să fim un popor unit în credință și iubire. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ducem cu noi în lumea aceasta agitată lumina și pacea pe care le-am găsit în casa Ta. Fie ca mărturia noastră să fie o oglindă a iubirii și învățăturii Tale, iar fiecare întâlnire să devină o ocazie de a împărtăși credința noastră cu ceilalți. Încredințăm judecății Tale misiunea noastră în lume și ne rugăm să fim primiți de Tine ca purtători ai luminii Tale. Doamne Iisuse, învățător al smereniei, Te rugăm să ne păstrezi inimile umile și smerite în fața Ta și asemenilor noștri. Fie ca fiecare slujbă să ne aducă aminte de nevoia noastră de mila și iertarea Ta și să ne inspire să fim mai buni în relațiile dintre noi. Îți încredințăm inimile noastre și Te rugăm să ne ajuți să fim umili și iubitori în tot ceea ce facem. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să cultivăm în viețile noastre roadele Duhului Sfânt. Fie ca dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincioșia, blândețea și înfrânarea să devină virtuți caracteristice ale fiecărui credincios. Îți încredințăm viețile noastre și ne rugăm să fim transformați după imaginea Ta. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru toți cei ce au nevoie de încurajare și sprijin în viața lor. Fie ca noi să fim un canal al Harului Tău și să fim gata să ajutăm pe cei aflați în nevoie. Te rugăm să ne dăruiești sensibilitatea și compasiunea necesare pentru a fi aproape de cei aflați în suferință și singurătate. Încredințăm judecății Tale grija noastră pentru cei aflați în nevoie și ne rugăm să fim primiți ca instrumente ale iubirii și milostivirii Tale. Te rugăm, Doamne, să ne aduci aminte că fiecare slujbă și închinare sunt un prilej de întâlnire cu Tine. Fie ca fiecare ieșire din biserică să ne motiveze să trăim în conformitate cu învățăturile Tale și să fim lumină în lume. Îți încredințăm viața noastră și ne rugăm să fim întăriți în drumul credinței noastre. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru pacea și unitatea Bisericii Tale universale. Fie ca toți credincioșii să fie conduși de același Duh Sfânt și să împărtășească aceeași credință în Hristos. Te rugăm să îndepărtezi orice dezbinare dintre oameni și să ne aduci pace și înțelegere. Te rugăm să ne aperi și să ne îndrumi în toate zilele vieții noastre. Amin. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea. Pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am mâhnit într-o îngrijorarea mea și m-am abătut. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit. Doamne,
Dumnezeul mântuirii mele. Ziua am strigat și noaptea înaintea ta. Să ajungă până la tine rugăciunea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt. Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-am într-o suspinarea mea. În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scad așternutul. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește spre Dumnezeu și mă voi mărturisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu. De cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Iubite voi, Doamne, virtutea mea. Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru dânsul. Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, ne apropiem de Tine cu inimile pline de recunoștință și rugăminte la începutul acestei lucrări. Te înălțăm și te slăvim pentru că ne-ai dăruit oportunitatea de a lucra și pentru că ne conduci în fiecare etapă a vieții noastre. Te rugăm să binecuvântezi munca pe care o începem astăzi și să ne umpli cu înțelepciunea și puterea ta pentru a îndeplini cu sfințenie și demnitate sarcinile care ne stau în față, Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitor al Lumii, ne încredințăm viața în grija ta și te rugăm să fii alături de noi în timpul acestei activități. Fie ca munca noastră să fie plină de sens și să contribuie la binele acelora din jurul nostru. Te rugăm să ne călăuzești și să ne inspiri în luarea deciziilor, astfel încât să facem alegeri înțelepte și să contribuim la edificarea comunității noastre și la binele ei. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi resursele noastre și să le înmulțești. Fie ca munca noastră să fie rodnică și să aducă beneficii pentru noi și pentru ceilalți. Încredințăm fiecare sarcină în mâinile tale și ne rugăm să fim sprijiniți de harul și puterea ta în toate activitățile noastre. Doamne Iisuse, te rugăm să ne acorzi răbdarea și perseverența necesară în fața provocărilor și obstacolelor care pot apărea în timpul muncii noastre. Fie ca Duhul Tău Sfânt să ne inspire cu creativitate și înțelepciune în rezolvarea problemelor și în luarea deciziilor. Îți mărturisim fiecare obstacol și te rugăm să fim întăriți în credința că Tu ești alături de noi în fiecare pas. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să avem o atitudine de recunoștință și mulțumire în timpul muncii noastre. Fie ca fiecare zi de lucru să fie o ocazie de a ne arăta recunoștința față de darurile Tale și de a Te servi cu inimă deschisă. Încredințăm judecății tale fiecare moment de muncă și rugăm să fim conduși de un duh de recunoștință și generozitate. Doamne Iisuse, învățător al muncii, te rugăm să ne ajuți să fim sârguincioși și dedicați în munca noastră. Fie ca fiecare efort să fie susținut de dragostea și devotamentul nostru față de tine și față de aproapele nostru. Te rugăm să ne dăruiești forța de a depăși oboseala și de a continua să te slujim cu inimă deschisă. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să fim înțelegători și colaborativi cu colegii și cu cei din jurul nostru. Fie ca atmosfera de muncă să fie plină de respect și cooperare, iar relațiile noastre să fie caracterizate de iubire și înțelegere reciprocă. Încredințăm judecății tale relațiile noastre de muncă și rugăm să fim ghidați de principiile tale în interacțiunile noastre zilnice.
Doamne Iisuse, te rugăm pentru protecție și siguranță în timpul muncii noastre. Fie ca Tu să ne acoperi cu aripile Tale protectoare și să ne conduci departe de pericolele și accidentele neașteptate. În credință mocrotirii Tale siguranța noastră și rugăm să fim păziți de îngerii în fiecare moment al zilei de muncă. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să ne aducem aminte că muncim în numele Tău și pentru binele celorlalți. Fie ca fiecare acțiune să fie inspirată de dragostea și slujirea față de Tine și față de semenii noștri. Încredințăm judecății Tale scopurile noastre în munca noastră și rugăm să fim conduși de Duhul Tău în atingerea lor. Doamne Iisuse, te rugăm pentru ocrotire până la încheierea cu succes a acestei zile de muncă. Fie ca rezultatele să fie bune și să contribuie la binele comun. Te rugăm să ne aduci pace și odihnă sufletească în timpul nopții și să ne pregătești pentru o nouă zi de muncă dedicată slujirii Tale și slujirii aproapelui nostru. Îți aducem mulțumiri, Doamne, pentru fiecare oportunitate de a munci și de a sluji. Fie ca munca noastră să fie un mijloc de slavă pentru Tine și de bine pentru semenii noștri. Te înălțăm și te preamărim, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Doamne Dumnezeule, ne apropiem de Tine cu inimile pline de umilință și rugăminte în această vreme de boală. Tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, izvorul vindecării și al milei. Aducem înaintea judecății Tale nevoile noastre și te rugăm să ne dăruiești ajutorul și milostivirea Ta în mijlocul suferinței și încercărilor noastre. Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitor al lumii, te rugăm pentru cei bolnavi, fie că suferă de boli fizice, psihice sau spirituale. Fie ca harul și mila Ta să se reverse asupra lor, iar Tu să le fii izbăvire și alinare. Îți încredințăm pe toți cei aflați în suferință și te rugăm să le aduci vindecare și mângâiere. Te rugăm, Doamne, să privești cu milă asupra celor care își pierd speranța în fața bolii. Fie ca Duhul Tău Sfânt să le aducă încurajare și să le umple inimile cu credință în puterea Ta de vindecare. Îți încredințăm pe toți cei descurajați și te rugăm să le aduci lumină și nădejde în mijlocul întunericului lor. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru familiile celor bolnavi, care împărtășesc povara suferinței și îngrijirii. Fie ca Tu să le dai putere și răbdare, iar dragostea și grijirea lor să fie reflectarea iubirii Tale. Îți încredințăm familiile celor bolnavi și te rugăm să le acorzi harul și susținerea de care au nevoie, te rugăm. Doamne, să binecuvântezi medicii, asistenții medicali și toți cei implicați în îngrijirea celor bolnavi. Fie ca Tu să le dai înțelepciune și pricepere în diagnosticarea și tratarea bolilor, iar mâinile lor să fie instrumente ale vindecării Tale. Îți încredințăm pe toți cei care lucrează în domeniul sănătății și cerem să îi ocrotești și să îi binecuvântezi în slujirea lor. Doamne Iisuse, învățător al vindecării, te rugăm pentru toți cei care caută soluții și tratamente în timp de boală. Fie ca Tu să le luminezi mințile și să-i îndrumi spre căile mântuirii și vindecării Tale. Îți încredințăm pe toți cei care caută ajutor și te rugăm să le dai răspunsuri și îndrumare. Te rugăm, Doamne, să ne înveți să fim răbdători și încrezători în timpul bolii. Fie ca suferința să devină o ocazie pentru noi de a ne apropia de Tine și de a ne întări credința în iubirea și îngrijirea Ta. Încredințăm milei Tale fiecare clipă de suferință și te rugăm să fim întăriți în mijlocul încercărilor la care suntem supuși. Doamne Iisuse, ne rugăm pentru cei care au pierdut pe cei dragi în urma bolii. Fie ca Tu să aduci alinare și mângâiere în inimile lor îndurerate.
Îți încredințăm pe toți cei întristați și te rugăm să le acorzi harul de a depăși durerea pierderii și de a găsi nădejde în învierea Ta. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să avem grijă de trupurile noastre, care sunt darul Tău minunat. Fie ca noi să fim responsabili în menținerea sănătății noastre și să ne aducem aminte că suntem lucrarea mâinilor Tale. Îți încredințăm trupurile noastre și te rugăm să fim conduși în a le ocroti și iubi așa cum Tu ne înveți, Doamne Iisuse, ne rugăm pentru vindecarea lumii întregi, care suferă de boli și pandemii. Fie ca Tu să arunci privirea Ta milostivă și să vindeci țările și popoarele care se confruntă cu suferința. Îți încredințăm lumea întreagă și cerem să se reverse harul și vindecarea Ta asupra întregii creații. Te rugăm, Doamne, să ne aduci aminte că Tu ești sursa vindecării și bucuria noastră. Fie ca încrederea noastră să fie întărită în mijlocul bolii, iar rugăciunile noastre să ajungă la Tine ca o chemare a milei și vindecării Tale. Îți aducem laude și îți purtăm adâncă recunoștință pentru iubirea și milostivirea Ta nelimitată. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, Doamne Dumnezeule, ne apropiem de Tine în momentele noastre de întristare, spaimă și tulburare, cerându-Ți ajutorul și ocrotirea Ta divină. Aducem în fața Ta fiecare gând îngrijorător, fiecare frică și fiecare vis urât care tulbură sufletele noastre. Cu inimile pline de umilință, ne încredințăm în mâinile Tale ocrotitoare și ne rugăm să ne aperi de orice rău care ar putea amenința pacea noastră interioară. Doamne Iisuse Hristoase, Tu, care ești lumina lumii și izvorul păcii, te rugăm să luminezi întunericul gândurilor noastre și să alungi orice spaimă sau întristare care ne copăleșește. Fie ca lumina iubirii Tale să pătrundă în fiecare colț al inimilor noastre, aducând alinare și consolare, te rugăm, Doamne, să ne ocrotești de orice spaimă care ne cuprinde inimile. Fie ca puterea Ta să fie cu noi în fața oricărui pericol și să ne ofere siguranța că nu suntem singuri în aceste momente dificile. Îți încredințăm Ție fiecare teamă și cerem ajutorul Tău divin, Doamne Iisuse, Cel care ai biruit moartea și orice putere întunecată, te rugăm să alungi orice gând sau vis urât care ne perturbă liniștea sufletească. Invocând numele Tău sfânt, cerem ca forța Duhului Tău să rupă orice legătură negativă și să ne elibereze de influențele malefice. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să depășim întristările care ne apasă inimile. Fie ca harul Tău să vindece rănile adânci și să ne umple cu pacea care vine doar de la Tine. Ne încredințăm Ție cu toate îngrijorările noastre, cerându-Ți să ne fii izvor de alinare și putere, Doamne Iisuse, învățător al înțelepciunii, te rugăm să ne călăuzești gândurile și să ne înveți să le îndreptăm către ceea ce este bun și plăcut înaintea Ta. Fie ca gândurile noastre să fie curate, liniștite și în concordanță cu voia Ta. Deschide ochii minții noastre și ajută-ne să vedem lumina și adevărul în mijlocul oricărei întunecimi. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să depășim visele urâte care ne îngreunează nopțile și ne perturbă odihna. Fie ca puterea Ta să le dezlege și să ne ofere vise pline de har și pace. În numele Tău sfânt, rugăm ca orice influență demonică să fie înlăturată și să fim ocrotiți în timpul somnului nostru. Doamne Iisuse, ne încredințăm Ție și ridicăm rugăciuni și pentru cei care se luptă cu gânduri și vise urâte. Te rugăm să îi ocrotești și să le oferi tămăduirea și izbăvirea de orice rău. Fie ca ei să simtă puterea iubirii Tale care alungă orice frică și îi învăluie cu pacea Ta mângâietoare, te rugăm, Doamne, să aduci încurajare și mângâiere celor care trec prin perioade de întristare și durere. Fie ca prezența Ta să fie simțită în mijlocul lor, iar harul Tău să le aducă speranță și vindecare.
În numele Tău Sfânt, rugăm ca fiecare lacrimă să fie ștearsă și ca fiecare durere să fie vindecată. Doamne Iisuse, Te rugăm să ne ajuți să gestionăm gândurile noastre și să ne întărești în credință. Fie ca Sfântul Tău Duh să lucreze în inimile noastre, să ne ofere discernământ și să ne ajute să alegem calea dreaptă. Invocând numele Tău Sfânt, rugăm să ne dai tărie și încredere în mijlocul provocărilor gândurilor noastre. Te rugăm, Doamne, să ne aperi de orice influențe negative ale mediului înconjurător care pot alimenta spaima și gândurile urâte. Fie ca noi să fim lumina și sănătatea în mijlocul lumii, martori ai iubirii Tale și aducători de speranță. Invocând numele Tău Sfânt, cerem putere pentru a trăi în spiritul încrederii noastre în Tine în fiecare zi, Doamne Iisuse, Te rugăm să aduci tămăduire celor care se confruntă cu dureri și suferințe emoționale. Fie ca harul Tău să îi învelească cu pacea și să le aducă alinare în inimii. Invocând numele Tău Sfânt, cerem vindecarea și eliberarea de orice rău care îi împiedică să trăiască în bucuria dăruită de Tine. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți să depășim înfrângerile și temerile care ne pot împiedica să trăim plinătatea vieții pe care Tu ne-ai menit-o. Te rugăm să ne aperi și să ne îndrumi în toate zilele vieții noastre. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, Tatăl iubitor al întregii creații, ne înclinăm înaintea Ta cu inimii pline de smerenie și ne rugăm pentru apărare împotriva vrăjmașilor noștri. Tu, care ești stânca noastră și mântuitorul nostru, Te rugăm să ne înveți să ne punem încrederea în Tine și să fim întăriți în fața forțelor răului care ne înconjoară. În numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău iubit, ne apropiem de Tine cu rugăciunea noastră pentru apărare. Tu, care ai cucerit păcatul și moartea, Te rugăm să ne ocrotești de vrăjmașii noștri, vizibili și invizibili. Înconjoară-ne cu armura Ta puternică. Așa cum ne învață Sfânta Scriptură și fă ca noi să fim pregătiți pentru lupta spirituală care ne stă înainte. Doamne, ne recunoaștem slăbiciunile și păcatele. Te rugăm să ne ierți și să ne cureți de orice nelegiuire care ar putea deschide ușile spre atacurile vrăjmașilor. În numele lui Iisus, ne pocăim și ne întoarcem către Tine, căci știm că în puterea Ta găsim refugiu și salvare. Îți mulțumim pentru promisiunea Ta că ne aperi de cei care caută să ne facă rău. Ne predăm în mâinile Tale viețile noastre, familiile noastre și toate aspectele existenței noastre. Îți cerem, Doamne, să ridici un zid de protecție în jurul nostru și să ne ocrotești de orice planuri ale vrăjmașilor. Doamne, în rugăciunea noastră, ne gândim la Psalmul 91, care ne asigură că Cel ce locuiește în ascunzișul Celui Preaînalt și se odihnește în umbra Celui Atotputernic va fi ocrotit de primejdii și de săgețile vrăjmașilor. Ne încredem în aceste promisiuni și ne rugăm să trăim cu credință și curaj în fiecare zi. Te rugăm să ne aperi de vrăjmașii care se strecoară în viețile noastre sub diferite forme, fie că sunt dureri răutăcioase, oameni care ne dăunează sau ispite care ne pot ademeni. Te rugăm să ne înveți să veghem și să ne ridicăm împotriva oricărui rău care ar putea să ne atace. Doamne, ne gândim și la cuvintele lui Iisus Hristos, care ne îndeamnă să iubim și să binecuvântăm pe cei care ne persecută. În rugăciunea noastră, te rugăm să ne umpli inimile cu dragoste și iertare, chiar și pentru cei care ne sunt adversari. Învăță-ne să depășim răutatea cu bunătate și să dăm mărturie despre puterea iubirii Tale. Te rugăm să ocrotești biserica Ta și slujitorii Tăi de orice atacuri ale vrăjmașilor. Fă ca biserica să fie o fortăreață neclintită a credinței și a adevărului în mijlocul lumii. Îi încredințăm în grija Ta pe toți slujitorii bisericii, căci știm că sunt adesea în prima linie a luptei spirituale. Te rugăm pentru familiile noastre, Doamne! Protejează-le de discordie și de atacurile satanei care caută să distrugă legăturile de iubire și unitate.
Întărește căsătoriile noastre și ajută-ne să fim părinți devotați și modele de credință pentru copiii noștri. Doamne, ne rugăm pentru națiunile acestei lumi și pentru liderii lor. Înconjoară-i cu sfatul Tău înțelept și fă ca ei să caute pacea și justiția. Deschide-le inimile spre dialog și cooperare, astfel încât națiunile să trăiască în pace și armonie. Te rugăm să ne ocrotești de ispitele vrăjmașilor și să ne aperi de căile păcătoase ale lumii. Dă-ne discernământul să evităm căile greșite și să rămânem statornici în credință în fața provocărilor vieții. Îți mulțumim, Doamne, pentru îngeri, acești apărători ai noștri, care ne păzesc și ne îndrumă pe calea cea dreaptă. În credință în viețile noastre, în grija lor și te rugăm să trimiți îngeri să ne ocrotească în toate împrejurările. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Doamne Dumnezeule, ne apropiem de Tine cu inimile noastre împovărate de tristețe și durere, cerându-Ți să ne aduci alinare și mângâiere în mijlocul necazurilor noastre. Tu, Cel care ești izvorul de iubire și compasiune, Te rugăm să cobori harul Tău asupra noastră și să ne umpli cu pacea Ta vindecătoare. Doamne Iisuse Hristoase, Tu, care ai fost om de dureri și obișnuit cu suferința, Isaia 53:3, Te rugăm să fii aproape de noi în timpurile noastre de tristețe. Aducem înaintea Ta fiecare povară, fiecare lacrimă și fiecare durere din inimile noastre. Te rugăm să ne ajuți să înțelegem că Tu ești mereu prezent, chiar și în mijlocul celor mai întunecate momente ale vieții noastre. Te rugăm, Doamne, să vindeci inimile noastre sfâșiate de durere și să aduci alinare în sufletele noastre tulburate. Fie ca lumina iubirii Tale să strălucească în adâncul întunericului tristeții noastre și să ne aduci încredere în mijlocul disperării. Îți înfățișăm fiecare amărăciune și fiecare rană, cerându-Ți să le transformi în surse de învățare și creștere spirituală. Doamne Iisuse, Te rugăm să fii aproape de cei care plâng și șterge lacrimile lor cu mâna Ta mângâietoare. Fie ca ei să simtă căldura prezenței Tale și să găsească bucurie în brațele Tale iubitoare. Ajută-i să-și dea seama că nu sunt singuri și că Tu ești alături de ei în fiecare pas al călătoriei lor de durere. Te rugăm, Doamne, să aduci alinare în familiile care trec prin pierderi și despărțiri. Fie ca iubirea și compasiunea Ta să învelească aceste familii în mijlocul durerilor și să le aduci speranță în mijlocul întunericului. Ridică-i pe cei îndurerați și dă-le puterea să continue să meargă înainte cu credință în planurile Tale de vindecare și restaurare. Doamne, ne rugăm pentru cei care se confruntă cu boală și suferință. Fie ca Tu să le aduci alinare în trup și suflet și să le dăruiești puterea de a face față fiecărui moment dificil. Întinde-Ți mâna vindecătoare și dă-le încrederea că Tu ești doctorul lor divin, pregătit să aduci sănătate și vindecare. Te rugăm, Doamne, să aduci alinare în inimile celor care au fost răniți de cuvinte aspre, trădări sau abandon. Fie ca iubirea Ta să pătrundă adânc și să vindece fiecare rană ascunsă. Ajută-i să învețe să ierte și să se elibereze de poverile trecutului, căutând lumina și speranța în fața viitorului. Doamne Iisuse, Te rugăm să fii aproape de cei care se simt singuri și abandonați. Fie ca ei să simtă căldura iubirii Tale și să găsească comuniune în rugăciune și în relații autentice. Întărește-i în credință și dă-le speranța că Tu îi iubești necondiționat. Te rugăm, Doamne, să aduci alinare în inimile copiilor care suferă, fie din cauza pierderii celor dragi, a bolii sau a altor provocări. Fie ca ei să simtă protecția și dragostea Ta divină în fiecare zi și să-și sporească încrederea în Tine, chiar și în mijlocul provocărilor la care sunt expuși. Doamne, ne rugăm pentru cei care poartă povara tristeții și depresiei.
Fie ca Tu să aduci lumină în întunericul gândurilor lor și să-i înalți din adâncurile disperării. Deschide-le ochii la speranță și ajută-i să găsească sprijinul și îngrijirea de care au nevoie. Te rugăm, Doamne, să aduci alinare în inimile noastre și să ne înveți ca să ne sprijinim unii pe alții în momentele dificile. Fie ca iubirea și compasiunea noastră să fie oglinda iubirii Tale față de noi. Învață-ne să fim oameni pătrunși de înțelegere și susținere pentru cei aflați în nevoie. Doamne Iisuse, Împărate al împăraților, Te rugăm să deschizi inimile noastre spre recunoștință și mulțumire în mijlocul tristeții. Fie ca noi să ne amintim de darurile Tale, chiar și în timpurile dificile, și să ne ridicăm ochii către ceruri cu credință că Tu vei lucra în toate privințele pentru binele nostru. Te rugăm, Doamne, să ne îndrumi să găsim alinare și mângâiere în sfintele Tale taine, în cuvântul Tău și în comuniunea cu semenii noștri. Fie ca aceste surse de har să ne umple cu pace și să ne dea puterea de a trece prin orice necaz. Doamne Dumnezeule, ne închinăm Ție și Te rugăm să răspunzi rugăciunilor noastre. Cu încredere și adorare, ne încredințăm în mâinile Tale ocrotitoare și cerem alinare și mângâiere în numele Tău, al iubirii Tale atotputernice. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel răstignit pentru noi pe cruce și înviat din morți, ne adunăm înaintea Ta cu inimile deschise și cu credința în puterea și mila Ta nesfârșită. Îți aducem mulțumire pentru toate binecuvântările primite, iar acum ne punem înaintea Ta casa și gospodăria noastră, cerându-Ți binecuvântarea și ocrotirea Ta. Stăpâne al vieții și al tuturor lucrurilor, Te rugăm să privești cu ochi de milostivire asupra locuinței noastre și să dai harul Tău peste membrii familiei noastre. Binecuvântează casa noastră cu pace și armonie, cu bucurie și iubire. Împrăștie orice umbră a răutății și pune un zid de apărare în jurul nostru, astfel încât să fim în siguranță sub aripile Tale ocrotitoare. Doamne, roagă-Te pentru fiecare colț al casei noastre, pentru fiecare cameră și fiecare obiect. Fie ca fiecare unger să se bucure de lumina Ta, iar prezența Ta să umple fiecare colțișor. Ne rugăm pentru paturile noastre, pentru mesele noastre, pentru căminul nostru. Binecuvântează hrana pe care o vom consuma aici și transformă-o într-un dar al vieții și al sănătății. Fie ca orice conversație să fie plină de înțelepciune și dragoste, iar orice oaspete să simtă căldura și caracterul primitor al casei noastre. Doamne, binecuvântează-i și pe toți cei care intră în această casă, indiferent de scopul lor. Fie ca să simtă prezența Ta și să plece de aici cu inimile lor îmbogățite și sufletele lor hrănite de credință. Ajută-ne să fim o sursă de binecuvântare pentru cei din jurul nostru și să ne împărtășim cu alții bucuriile și darurile pe care le primim de la Tine. Îți aducem înaintea Ta, Doamne, și grija pentru toate laturile gospodăriei noastre. Binecuvântează munca mâinilor noastre, asigură-ne cu roade bogate în grădină și pe câmp și păstrează neclintită sănătatea animalelor noastre. Binecuvântează și munca noastră la serviciu și în comunitate, astfel încât să fim izvorători de bine și de binecuvântare pentru cei din jur. Doamne, Te rugăm pentru cei care ne-au precedat în această casă, pentru strămoșii noștri și pentru toți cei dragi care nu mai sunt în mijlocul nostru. Îi aducem înaintea Ta cu recunoștință și cu dor, cerându-Ți să le odihnească sufletele în pacea Ta veșnică. Încheiem această rugăciune cu recunoștință și cu încredere în iubirea și puterea Ta. Binecuvântează casa noastră, Doamne, și fă-o un loc sacru, plin de prezența Ta. Îți mulțumim pentru toate darurile primite și Te rugăm să ne ajuți să trăim în slujba Ta și în comuniune cu Tine și cu ceilalți. Amin.